de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, sâmbătă, două cafele astăzi dimineață, prima dintre ele împreună cu o persoană care a ocupat o funcție publică extrem de importantă în județ, de fapt două funcții, la un moment dat așa una după alta, o persoană publică care pe perioada mandatului a fost destul de discretă în a se expune public și a vorbi despre ceea ce făcea, deși are în urmă câteva realizări notabile. Este vorba despre doamna profesor Elena Laiu, fost inspector școlar general. Bună ziua, bine ați venit la cafeaua noastră de dimineață. Bună ziua, bine v-am găsit. Spuneam că ați fost extrem de discretă în perioada mandatului și ați preferat să aveți o comunicare bazată pe lucruri făcute decât pe multe conferințe de presă sau, știu eu, ieșiri în media în care să clamați anumite lucruri. În momentul acesta sunteți în această emisiune și în calitate de reprezentant al listei de candidați la pentru Consiliul Județean ai Partidului Social Democrat, mă rog, a Alianței Noi, în care Partidul Social Democrat este prinsă. Cum este postura asta de candidat pentru Consiliul Județean? În primul rând vreau să vă spun despre discreția de care dumneavoastră ați menționat. Și să știți că la un moment dat, după ce am ieșit din funcție, chiar mă gândeam că chiar am fost prea discretă și cred că trebuia să vorbesc despre ceea ce s-a făcut. Înseamnă că n-am greșit când am spus. N-ați greșit, dar să știți că faptele și activitățile mele chiar s-au văzut și chiar au lăsat o amprentă asupra învățământului din județul Neamț. Vă rog, haideți să pornim discuția de aici. Să pornesc cu realizarea mea de suflet. Vă rog. Realizarea mea de suflet este centrul, inaugurarea și deschiderea centrului de formare cadre didactice, zona Moldova. Centrul care se află la Târgu Neamț. Acest centru a luat ființă în 1999 ca spațiu de practică pentru grupul școlar agricol Ion Creangă. Din motive financiare, investiția a trecut la Ministerul Educației și atunci s-a schimbat și destinația din spații de practică în centru de formare. Ministerul Educației a finanțat acest centru. În 2009 s-a finalizat și s-a făcut recepția imobilului. Din păcate, a fost lăsat în paragină și în 2019, cu finanțarea Ministerului Educației, am reușit să deschidem acest centru, care cuprinde două clădiri cu spații de cazare, cu o sală de ședințe, cu o sală de mese, cu spații de depozitare. Și vreau să spun că chiar din noiembrie până în ianuarie am realizat acolo formările inspectorilor pe proiecte europene. Am avut inspectori care au fost plecați în Norvegia și formarea inspectorilor am făcut-o acolo. Cercurile cu directorii, formarea directorilor din județul Neamț s-a realizat la acest centru. Din păcate, investiții mai trebuie făcute acolo, pentru că doar din cele două clădiri, doar o singură clădire s-a reușit să fie inaugurată și cu investiții cât de cât pentru a funcționa. Din păcate, acest obiectiv a fost scos de pe lista de investiții. De când a fost scos? Din martie 2020, acest a fost
a fost scos. Da, domnul inspector general a considerat... Eu mi-aduc aminte așa, parcă bugetul a fost trimis un pic înainte, nu? Da, în vara anului 2019, Ministerul ne cere lista de investiții și pe lângă inspectoratul școlar, pe lângă Casa Corpului Didactic, cluburile sportive și cluburile școlare educative, Palatul Copiilor, noi am dat spre finanțare și acest corp, centru de formare. Când a trebuit să consolidăm și să se spună exact care sunt sumele pentru investiții, domnul general Obreja a considerat că acest centru ar trebui scos de pe lista de investiții. Bun, și acum ce se întâmplă acolo? Din ce știți dumneavoastră? Din ce știu, nu s-a mai făcut absolut nimic, nu s-a desfășurat nicio activitate. Sper totuși să nu moară, pentru că a stat așa din 1999, a stat, sau cel puțin din 2009, după recepția imobilului, a stat în paragină. Și e foarte greu să... E nevoie de asemenea centri, mai ales, uite, acum, în perioada asta de pandemie, acolo era un loc în care puteau să se facă instruiri pentru cadrele didactice, de exemplu. Da. E o sală de ședințe pusă la punct, cu tot cu internet, cu calculatoare, cu stații audio, cu inclusiv traduceri din limbi străine. Este păcat. Bun, asta este o realizare la care realizarea noastră de suflet, iată că a rămas fără finanțare. Rămâne fără finanțare și fără finalizare și fără continuitate. Poate se vor găsi niște soluții, să vedem dacă cineva ține cont de ceea ce noastră a spus acum. Bun, acum, sunteți pe lista de candidați ai PSD-ului, Alianții pentru Modernizarea Neamțului, cred că așa se cheamă. Veniți din învățământ. Ce credeți dumneavoastră că poate să spună un candidat acum? Noi, PSD-ul, am făcut pentru învățământ în Neamț următoarele lucruri, în Neamț, în România, etc. Și să-l convingeți ca să vină omul din învățământ să vă acorde votul. Interfața unui stat civilizat este dată de educație. Și cred cu tărie că guvernul PSD a demonstrat că educația este prioritate în activitatea pe care a desfășurat-o. Și am să încep chiar cu salarizarea profesorilor și a cadrelor, a personalului din învățământ. Pe perioada guvernării PSD, salariile personalului din învățământ a crescut cu aproximativ 80%, dacă nu mai și mai mult în unele segmente. Pe lângă salarizare, cadrele didactice au beneficiat și întreg personalul din învățământ a beneficiat de acele vouchere de vacanță, care au adus și un plus turismului românesc. Pentru că aceste vouchere au trebuit să fie decontate în țară. În țară. Nu mai vorbesc despre programele sociale pentru elevi, începând de la tichetele de grădiniță, rechizite, programul Bani de Liceu, bursa profesională, decontarea transportului. Toate acestea sunt măsuri pe care guvernul PSD le-a implementat pentru creșterea calității în învățământ. Și dacă tot vorbeam de formare, tot în guvernul PSD, ministerul a accesat un proiectul CRED, prin care 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial sunt formate pentru a reduce abandonul școlar și pentru părăsirea timpurie a învățământului. Bun. Aici chiar este o problemă foarte mare. N-am spus cum, pe vremea când erați dumneavoastră, cum era problema asta cu abandonul școlar? Abandonul școlar e o problemă națională.
într-adevăr, și la neamț ne-am confruntat cu aceste probleme. În fiecare an am realizat, după examenul de clasa a 8-a, am urmărit traseul profesional al elevului. Să știți că sunt foarte mulți care au renunțat atunci la învățământ. Noi am luat legătura cu autoritățile locale, care au în atribuții ca aceștia să ia legătura cu părinții și să aducă elevii la învățământul obligatoriu. În unele cazuri am avut succes, în unele cazuri nu am reușit să... Dar unde este hiba, după părerea dumneavoastră? De unde pleacă această situație? De la situația părinților, de la modul în care sunt copiii lăsați în grija bunicilor? Cred că partea socială este cea mai cauza principală. De acolo ar pleca lipsa veniturilor, copiii sunt lăsați într-adevăr în grija bunicilor, părinții sunt plecați în străinătate sau chiar își iau și copiii la muncă în străinătate, renunțând astfel la învățământ. Veți fi probabil în Consiliul Județean. Cât timp ați fost inspector? Ați simțit în relația cu autoritățile locale că unii primari influențează în bine zona de educație din comuna lor și alții mai puțin? Adică se simte implicarea autorității locale? Da. Acolo unde primarul a făcut din educație o prioritate, se simte. Chiar vă rog să-mi dați și de exemplu. Adică e bine să vorbim despre lucrurile astea, să înțeleagă lumea care este mecanismul. Degeaba spunem noi, băi, unde este un primar gospodar, lucrurile se văd. Unde nu este un primar gospodar, așa se vede și în școală. Că n-ai ce face. Nu că sunt de la Târgu Neamț, dar primarul Harpa trebuie evidențiat, pentru că școlile din Târgu Neamț pot fi exemplu pentru învățământul din județ. În Târgu Neamț nu există unitate de învățământ care să nu fi trecut printr-un proiect de reabilitare, de modernizare, atât pe parte de infrastructură, cât și pe parte educațională, pentru că a știut să-i stimuleze pe elevi, pe cadre didactice, a fost alături de părinți și în Târgu Neamț, domnul primar Harpa a fost singurul care a acordat acele burse de studiu și burse de merit conform legii educației. Da. Revenind la Târgu Neamț, spuneam zilele trecute, da, acolo sunt niște investiții chiar mari. Chiar mari. Foarte mari. De exemplu, numai corpul care s-a făcut la liceul unde la Colegiul Național Ștefan cel Mare este reabilitat, mobilier, cu tot mobilier nou. Da, deci la valoarea lui este undeva la un sfert din bugetul orașului, dacă e să-l socotim așa. Numai acea reabilitare. Nu mai vorbesc de creșă, care teoretic ar trebui să... Creșa e renovată total. Am înțeles că urmează săptămâna aceasta chiar inaugurarea creșei. E o creșă modernă, după standarde europene. Adică aici se vede modul în care se implică o autoritate locală în desfășurarea procesului acesta educativ. Pentru că nu cred că e singura, cred că e singurul exemplu. Nu este singurul exemplu, dar cunosc foarte bine zona. Da, e foarte bine că insistați, de acolo sunteți, până la urmă predați la liceul respectiv și chiar se simte. Nu mai vorbesc, ați amintit de centru de acela de la liceu, de la colegiu. Dar și colegiul a beneficiat de investiții foarte mari. Colegiul în sine. Colegiul, da. De exemplu, la școala de la Humulești este școală reabilitată total. Școala gimnazială Grigore Ghica Vodă a beneficiat de un corp nou ridicat de la temelie.
Liceul Vasile Conta a avut un proiect de modernizare. Nu a rămas unitate de învățământ din Târgu Neamț în care domnul primar să nu-și pună amprenta și să nu fie alături de... Haideți să mergem acum invers. S-au făcut investiții. Avem și rezultate? Adică, cum aceste investiții au creat sau n-au creat o emulație? Bă, cuvântul e mare, da? Adică, la nivelul elevilor, la nivelul cadrelor didactice. Avem și rezultate, bineînțeles, pentru că calitatea este dată de elevi și de profesori. Și, bineînțeles, și de părinți, pentru că nu trebuie să uităm și pe ei. Implicarea părinților este foarte importantă în procesul instructiv educativ. Rezultatele la examenele naționale sunt foarte bune la nivelul orașului Târgu Neamț. Rezultate la, la olimpiade și concursuri naționale. Da, am înțeles. Dar haideți să încercăm să vedem și în alte zone. De exemplu, sunt comune mari în care numărul de școli, deci luăm hangul, patru școli, mai rămâne una, parcă, dacă nu mă înșel. Mai sunt și altele. Deci se restrânge numărul de școli, de clădiri, de clădiri, da, în care se desfășoară procesul educațional și câteodată parcă se restrânge și pentru că e vina autorităților că nu se implică foarte tare. Adică hai să comasăm repede, punem două autobuze și vedem noi cum e. Nu știu, mie mi se pare câteodată că într-un locuri se forțează asemenea procese de comasare. Să știți că eu sunt adepta comasărilor. Vorbiți-mi. Pentru că mai bine facem o clasă cu 20-25 de elevi, desființăm o clădire în care nu trebuie să cheltuim pe căldură, încălzire, utilități, plată salariilor, da, și mai bine îi aducem la o clădire, o facem frumoasă, investim în acea clădire, investim în acele clase, cumpărăm tot ce le trebuie pentru ca procesul instructiv educativ să se desfășoare la cele mai înalte standarde. Părerea mea este aceasta. Investiția să fie făcută într-o clădire și în astfel încât calitatea să crească. De ce vă spun? Uitați, acum e perioada asta și nu știm cât va dura. Acum se vorbește despre clase cu elevi cu mai puțini în clase. 15, maxim 20, în funcție de clădire. Nu știu dacă se va pune așa ceva în discuție, pentru că 8 ani de zile cât am fost la inspectoratul școlar, s-a pus problema finanțării. Știți foarte bine că finanțarea este per elev. Ne-au forțat cumva să comasăm clase la maximum prevăzut de lege. Și peste maximum. Și peste. Pentru că avem clase cu 36 de copii în Piatra Neamț. Nu cred că acum ajungem la diminuarea celor clase și mai ales la înjumătățirea lor. Nu știu dacă până acum n-au fost bani, acum de unde apar banii pentru finanțare. Practic s-ar dubla cheltuielile aproape. Da. Inclusiv cele de întreținere, inclusiv de salarii. S-ar dubla, dar pe de altă parte, mi se pare totuși cam mult să fac școală cu 36 de elevi în clasă. Da, adică... e un pic dificil și greu pentru atât pentru cadrul didactic cât și pentru elevi. Dar să știți că în județul Neamț sunt foarte puține clase cu 36. Doar la clasele, la cele colegiile naționale, după clasa a 10-a, acolo unde se mai pot face transferuri. Să știți că clasele nu sunt foarte numeroase. Da, am o doamnă care insistă în fiecare emisiune cu întrebarea asta și este o problemă fundamentală pentru relațiile sociale din România. Apropo de situația romilor și învățământ, în calitate de fost inspector general, în calitate de profesor, sunteți profesor, de cadru didactic, de om care acum, iată, vine spre o funcție în Consiliul Județean, funcția aleasă. Cum vedeți dumneavoastră problema aceasta a integrării romilor? Pentru că ne întoarcem de unde am plecat, spuneați de Târgu Neamț. Acolo sunt două comunități de romi care creează probleme în zona Vânători, da? Da. Cum,
Cum vedeți dumneavoastră integrarea asta? Știți cum integrarea e foarte... Pe hârtie... Pe hârtie sună bine, dar trebuie să avem în vedere și pe ei. Sunt și ei suflete, sunt și ei copii, trebuie educați, trebuie formați. Problema e a personalului de care învățământul ar avea nevoie pentru ca acești copii să fie integrați. Ne-ar trebui mai mulți profesori de sprijin, mai mulți psihologi și astfel ei ar putea fi integrați foarte ușor. Dar atunci când aducem un elev, care, un rom, cum am spus, care educația lui de acasă e șubred, lasă de dorit, dorit, ar avea nevoie de un sprijin. Iar învățătorul sau dirigintele nu poate face față la asemenea la situații, pentru că sunt prea mulți copii. Și atunci un profesor de sprijin, un psiholog care ar avea toată pregătirea să-l îndrume. Pregătirea, timpul, ar putea să țină legătura, un profesor de sprijin ține legătura cu familia teoretică sau dacă nu cu comunitatea respectivă. Și sunt exemple în câteva comune unde a existat o asemenea persoană, rezultatele s-au văzut la integrare. Mi se pare Bahna, dacă nu m-aș așa ceva de genul. Bahna, au avut, da. Dar parcă așa țin eu minte, nu mai știu exact. Dar aici eu nu cred că... Legislația nu ne ajută pe partea asta cu profesorii de sprijin și cu psihologii școlari de care avem atâta nevoie și nu doar pentru elevii rom. Da, pentru că sunt foarte mulți elevi care asta au probleme. Asta e societatea de-a în care trăim și elevii au nevoie de un sprijin. Bun. Cum vedeți dumneavoastră, de exemplu, viitorul în învățământ în perioada următoare? Eu vă spun cinstit că stau de vorbă cu foarte multe cadre didactice și multe cadre didactice sunt puțin debusolate și speriate. Și nu vorbesc de cei care se apropie de vârsta pensionării, chiar și de cei tineri. Nu știu exact încotro se va merge. Da, e foarte dificil. Nici noi nu știm ce vom face din septembrie. Nu va anunța dar nici nimeni. Ministerul, cred că toată perioada asta ar fi trebuit totuși să ia o hotărâre la nivel național. Eu știu că propunerea ar fi ca fiecare autoritate locală, fiecare inspectorat, fiecare unitate de învățământ să se organizeze după posibilități. Nu, eu nu văd asemenea rezolvare pentru că, de exemplu, evaluarea competențelor, susținerea examenelor și examene naționale a concursurilor se face la nivel național. Și atunci organizarea sistemului trebuia să fie făcută la nivel național. Adică cadru. Avem o metodologie, un ghid cu principii generale pentru toate unitățile de învățământ, pentru că evaluarea se face la nivel național, nu se face după standardele și după competențele stabilite de unitatea de învățământ. Bun, eu înțeleg, poate să existe o situație locală unde am un număr foarte mare de persoane infectate. Acolo trebuie luate niște măsuri punctuale. Da, dar ghidul general, principiile generale trebuie urmate și apoi pe parte particulară să mai poată fi adaptat acest ghid. Da. Asta e părerea mea. Deci, nu știu, eu stau și mă gândesc la un liceu, câți elevi sunt? Sunt peste 1000 de elevi, nu mai vorbesc, dar eu în Creangă la Târgu Neamț. Da. E un număr imens de elevi și plus că și în Avetiș majoritatea. Deci la 1000 de elevi, cum ar putea să meargă lucrurile de la 14 septembrie? Să știți că directorii unităților de învățământ s-au mobilizat și încearcă să se organizeze prin comasare, prin divizarea claselor, am înțeles acum că folosesc plexiglasul pentru... Da, înțeles. Separare. A delimita, dar să știți că școala înseamnă socializare. Aici este problema. Adică noi suntem învățați munca în echipă, munca în grup. Nu știu ce se va întâmpla cu școala dacă această socializare dispare. Pentru că școala înseamnă socializare. Competențele le formăm într-o comunitate.
Nu știu, eu stau și mă gândesc, intri în clasă ca profesor, în momentul în care ai intrat și ai masca pe față și eventual mânuși în mâini și vezi în fața ta 20 de copii, 30, cât ori fi, cu mască pe față, deja și cu barieră de plexiglas eventual, deja ceva dispare. Pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să ne protejăm. Nu știu, cale de mijloc, nu știu dacă există. Da, e foarte, foarte greu. Deci, dumneavoastră predați limbi străine, da? Cu măștile pe față. Cu măștile pe față, pronunție, etc. Adică sunt niște lucruri greu de imaginat. Pe de altă parte, dacă predați, să spunem, online, probabil că la dumneavoastră ar fi variante. Da, e mai simplu, ne putem organiza, dar sunt unele discipline unde online nu prea... Desen, muzică... Educație fizică. Educație fizică. Și nu numai. Bine, să mergem mai departe. În momentul acesta, mai vine lumea să predea în învățământ? Credeți că va mai exista... Vor mai exista persoane care vor fi atrase de cariera de cadru didactic? Pentru că mie mi se pare că în momentul acesta, în ciuda faptului că au crescut salariile... Da, să știți, cred că unii vin pentru că au o stabilitate, în învățământ găsesc o stabilitate, odată ce te-ai titularizat, rămâi titular pe viață. Unii au misiunea asta și au în sânge dorința de a deveni profesor și atunci, indiferent de situațiile grele în care sunt puși, vor rezista. Dar sunt unii că cu siguranță vor ceda pentru că nu știu cum să-și folosească. Se schimbă modul de gândire. Da, își vor căuta poate un job cu mai ușor. Haideți să vorbim de o problemă care este, după părerea mea, extrem de dureroasă pe de o parte. Pe de altă parte, eu cred că ar trebui găsit o rezolvare și tot spun asta de ani de zile. Sunt mulți profesori în prag de pensie. La un an, doi, trei, patru. Unii dintre ei, mai ales în situația de acum, fiind și unii bolnavi, alții fragili, alții cu probleme foarte mari de adaptare la ceea ce înseamnă învățământul online. Nu ar fi oare o soluție, așa cum s-a ales în cazul ofițerilor, al armatei, al poliției, o pensionare... Există pensionarea anticipată. Dar nu aia anticipată, în care pierzi la salariu. Adică o pensionare demnă la anii normal de contribuție, eventual un 5-10% mai puțin până când face anii respectivi, dacă s-a putut în cazul polițiștilor și în alte cazuri, nu mai discutăm. Cine vrea să rămână? Da, dom'le, eu rămân, mi-asum, rămân. Dar cine vrea să plece dacă tot nu mai are, nu se mai simte în largul lui acolo? Oare n-ar fi o chestiune și de demnitate asta românească să acorde? Da, eu cred că ar trebui dat o idee celor de la guvernare. Sunt foarte mulți oameni care sunt în situația asta. Eu așa cred. Da, și... ca în orice domeniu, normal că sunt și... Da, uitați, încep să vină comentarii despre activitatea pe care dumneavoastră ați depus-o în inspectorat. Vi se spune că ați lăsat în urmă lucruri bune, un inspector general deosebit, dar sunt întrebată și chiar oricum vreau să vă întreb, ce mai știți despre învățământul dual? Că toată lumea vorbește, dom'le, avem nevoie de meseriași, avem nevoie de oameni care să știe să lucreze, să fie pregătiți. Să știți că tot timpul mi-am dorit ca învățământul profesional să fie dezvoltat. Din păcate, nu știu cât s-a putut reuși, cu toate că noi, la nivelul inspectoratului, am reușit să mărim numărul de clase la învățământul dual,
dar cererea n-a fost pe măsură. Din păcate, educația pe care o primesc elevii noștri nu îndeamnă spre acest învățământ profesional. Haideți să spun eu lucrurile un pic mai direct. Avem practic două, trei paliere, cred că două sau trei, elevii buni se duc spre colegiile naționale sau spre liceele mai bune, iar cei care stau rău cu învățământul, așa, nu sunt atrași spre meserii. Ei se duc acolo, în acele școli, pentru că este acea repartizare, da? Conform mediei. Și aici este o poveste. Dacă unul care este repartizat conform mediei la Ion Ionescu de la Brad, nu? Parcă mai există. Da, la Horia. Așa, la Horia. Și el vrea să facă, nu știu ce, să facă electrician. Eu știu ce să facă. Și el acolo, conform mediei, ajunge, e o problemă, nu credeți? Da, e o mare problemă. Dar să știți că în anul trecut, la planul de școlarizare, am mărit numărul de clase la învățământul profesional, conform rezultatului la examenul de evaluare națională, clasa a 8-a. Procentul și a 8-a și bacaloreat. Procentul de promovabilitate la bacaloreat era undeva între 60-70%. Și atunci am spus, clasele de liceu din județul Neamț ar trebui să ocupe un procent de 65%, iar restul de 35% sunt clase pe învățământul profesional. Să știți că am avut foarte mari discuții atunci, dar eu zic că rezultatele ar trebui să se vadă peste 3 ani, că generația aia este acum, trece în clasa 10-a. Discuțiile de unde au venit? De unde au venit discuțiile? Haideți să înțeleagă oamenii. Deci au fost discuții. Ce se discuta? E bine? E rău? Era rău pentru că se pierdeau numărul de ore pentru cadrele didactice. Și atunci de aici au pornit discuțiile. Dar am avut o ședință cu directorii în care am luat fiecare liceu în parte și am calculat procentul. Ai avut 10 clase de liceu, procentul este de 50%. 50% la bacalaureat de promovabilitate. 50% veți avea clase de liceu, adică 5 clase de liceu și restul 5 clase de profesională. Foarte greu am rezistat, să știți, au fost foarte multe discuții, dar și presiuni, dar nu am cedat. Și anul trecut am avut acest plan de școlarizare în care elevii sub nota 5 nu au intrat în învățământul liceal decât la Horia, o singură clasă unde la liceu s-a intrat, au fost două medii sub 5. Restul, în tot județul, au fost elevi cu note peste 5, chiar peste 6. Au ajuns elevii cu 6 la învățământul profesional. Da. Asta poate să fie bine pe termen lung, dar ar trebui ca lucrurile astea să nu se schimbe de la an la an. Eu m-am săturat, vine ministrul, face o reformă, vine alt ministru, face altă reformă și noi rămânem tot nereformați, ca să zic așa. Ar trebui o continuitate, mai ales pe problemele astea. Oricum, strategia europeană este aceea de a dezvolta învățământul profesional, pentru că meseria este brățara de aur. Dar mai e de lucru până... Dar eu cred că încet, încet o să se ajungă la... și fiecare să-și vadă potențialul. Bineînțeles că elevii de la profesională pot continua liceul după ce termină. Li se dă posibilitatea de a continua și liceul. Dar unde e mai mare rezistența? La nivelul elevilor să ducă spre profesională sau la nivelul părinților? La nivelul părinților cred că este cea mai... Și aici au un rol și cadrele didactice și diriginții, directorii, care ar trebui totuși să
ca în ședințele cu părinții care se desfășoară la nivelul clasei a 8-a, să se conștientizeze pe părinți exact de nivelul elevului și de capacitățile sale. Da, pentru că știți ce e ciudat? Nu numai că nu se mai duc spre profesional, dar sunt și niște și licee vocaționale, să le numim, în care nu se mai duc copiii nici acolo. De ce? Chiar nu-mi explic. Pentru că, în general, acolo, dacă te duci, ai un culoar pe care poți merge înainte până la finalizarea studiilor. Da, de la liceele vocaționale chiar primești o diplomă de calificare. Păi de asta zic. În urma celor 4 ani, parcurs la liceu. Deci, nu știu, nu mai vrea lumea să învețe sau tot ce ține de o meserie strict pare să te îndepărte. Se pune etichetă că e, nu știu ce să spun, cum își aleg. Dacă ați reveni acum pe postul de inspector general, ce ați face? Primele lucruri pe care le-ați face? Să știți că nu m-am gândit. Întrebare rea. Pentru că eu mă uit ce s-a întâmplat în ultima perioadă la inspectoratul școlar. Deci, hai să spunem că s-a schimbat garda, nu? Da, știți, acum fiecare șef poate să-și aleagă echipa. Dar și inspectorii, în cazul nostru, pentru că sunt detașați, dar pe funcție și nu este un loc de muncă pe perioadă nedeterminată, pot să-și aleagă și ei șeful. Am înțeles. Deci și inspectorul își pot alege șeful, pentru că au oricum o catedră unde se pot duce liniștiți, nu? Da. Acum. Asta mi-a plăcut. Și am văzut că s-au făcut și schimbări la nivel de directori. Schimbările astea la nivel de directorie s-au făcut în locurile... Am avut în județ... director care nu ocupa o funcție pe perioadă, în urma concursului pe perioadă de 4 ani, acolo erau unde doar nu cu detașare anuală. Deci numai acolo unde nu erau funcțiile ocupate sau unde și-a dat demisia cineva. Și-a dat demisia, da, am văzut. În general, demisia se dă de bună voie, neținut de nimeni și pe probleme personale. Da. Și de obicei se dă demisia după ce se schimbă un general. Și atunci intervin și probleme personale și toate. Da, nu știu dacă ține de general, să știți, pentru că nu am simțit că mergeți poate pe chestie politică. Eu nu merg pe chestie politică. Profesorii și directorii au fost cam apolitici, adică în perioada 2012-2020 față de ce văd acum. Acum altfel s-au îndreptat într-adevăr și își arată susținerea politică. Până acum nu am văzut-o. Păi da, dumneavoastră ați venit după niște alegeri, acum sunt alegeri. Fiecare își arată susținerea politică acum în perioada asta. Dumneavoastră candidați pe o listă. Deci da. Fiecare este cu, să spunem așa, cu politica lui. Bun. Da, bineînțeles. Ați crede că se poate realiza, de exemplu, la nivelul unei localități? Sau la nivelul unui județ? Că la nivel de țară văd că lucrurile sunt oricum... scuzați-mă că spun ambramburite în învățământ, n-am nicio... Deci, asta e cuvântul. Da. S-ar putea realiza un pact pentru dezvoltarea învățământului la nivelul unei localități? Aminteați de Târgu Neamț, unde într-adevăr s-au făcut investiții, ba cu bani locali, ba cu proiecte atrase, PNDL, ce-o mai fost el pe acolo, proiecte europene. Există posibilitatea asta să faci un pact la nivel de localitate, de zonă? Și asta ar fi foarte interesant. Târgu Neamț este pentru o zonă întreagă, Bicazul este pentru o zonă. Un centru, să devină un centru de atracție. Chiar și la nivel județean. Credeți că ar fi posibil? Adică toți membrii, deci, sunt la o parte haina de partid. Credeți că s-ar putea discuta? De exemplu, dumneavoastră vă puteți discuta împreună cu domnul Obreja la o masă să discutați despre un pact de dezvoltare a învățământului pentru următorii 10 ani în Neamț? Eu m-aș vedea, nu știu dacă s-ar vedea dumnealui cu mine. Adică dacă ar fi un dialog real sau ar fi un dialog al surzilor? Mi-aș dori să fie un dialog real. Pentru că în învățământ nu trebuie să vorbim despre politică. Adică trebuie să căutăm, pentru că în educație elevii sunt viitorul acestei țări. Dacă nu îi educăm cum trebuie și nu le insuflăm adevăratele valori, viitorul țării
nu va merge pe căile drepte. Și aici, în educație, ar trebui lăsat un pic garda jos în ceea ce privește politicul și atunci toate forțele să fie unite pentru dezvoltarea și pentru educarea tinerilor. Da, sună foarte frumos. Eu chiar aș fi curios să văd odată... Să știți că eu sunt optimistă și mă văd la o discuție. Da, pentru asta ar trebui să existe, îmi pare rău că o spun, pe lângă voința noastră, a fiecăruia dintre noi, și voință politică. Adică, dom'le, haide să lăsăm toate deoparte, da, și hai să vedem ce trebuie să facem noi acum, ca, hai, 14 septembrie aproape, nu mai putem face mare lucru, ce putem face până atunci facem, dar hai să vedem ce facem în următorul semestru, în următorul an școlar, pe zona noastră, ca să nu avem probleme, să fim pregătiți și pentru o variantă și pentru altă variantă. Apropo, ați auzit vreodată de existența vreunui plan care să ne fi pregătit pentru o eventuală pandemie? De cât noi, ați fost general? Noi n-am primit, nu. Deci, adică... Doamne, nu exista niciun plan. Poate să existe o epidemie zonală, da? În două județe sau într-un județ, undeva, se întâmplă ceva, Doamne ferește. Ce plan? În mod normal ar trebui să existe asemenea planuri. Cum sunt planuri de evacuare în caz de incendiu, plan de nu știu ce în caz de, Doamne ferește, război. Da. N-ar nu, trebui deci să existe. La nivelul nostru, la Inspectoratul Școlar, nu a existat un asemenea plan, nici nu cred că s-a gândit cineva la învățământul online. Nu cred că, cel puțin în ultimii 8 ani cât am fost eu acolo, nici nu s-a pus problema acestui mod de învățare și predare. Eu cred că nici acum... Dar știți cum e, românul se adaptează la... Eu cred că nici acum nu se gândește nimeni cu seriozitate la învățământul online. Toată lumea, zici, vorbește, spune, facem, dregem, dar gândul este tot la... Să știți, calitatea nu cred că va fi... una ridicată la învățământul online. Va fi ridicată la un anumit nivel de elev? Plus cam... că, din ceea ce am văzut în ultima perioadă, aproximativ 30% din elevii din România nu au acces deocamdată la device-uri și la internet. Da, deși suntem o țară cu... Adică nu cred că ne dorim să creștem rata de abandon și... analfabetism. Doamna Elena Laiu, candidat pentru un post de consilier județean în Consiliul Județean Neamț, fost inspector școlar general, actualmente profesor la un liceu de elită din Târgu Neamț. Apropo, ce rezultate a avut liceul la BAC? Da, cred că peste 98%. Deci, foarte bine, sunt nu? Rezultatele bune, da. Da. Candidat pentru această funcție în emisiune la Cafeaua de dimineață. Mai avem un minut. Vă rog frumos, spuneți-mi de ce ar trebui să votez eu lista pe care o reprezentați. Eu și cei care se uită la noi. Pentru că cei din listă au dovedit că sunt în slujba cetățeanului. Pentru că de foarte multe ori ceea ce s-a spus s-a și făcut, pentru că Dumnezeu are grijă de noi prin oamenii pe care ni-i dă. Vă mulțumesc, vă doresc succes și să ne mai vedem în emisiuni. După ce trec alegerile, îmi va face o mare plăcere să vă văd la o emisiune împreună cu inspectorul școlar general, să discutăm despre viitorul, prezentul și viitorul învățământului nemțean, oricând cu mare plăcere. Oameni buni, aceasta a fost prima cafea de dimineață de astăzi, sâmbătă, data 22 august. La ora 11 ne vom întâlni cu doi reprezentanți ai partidului, acum înainte era Alianță, USR Plus. Vom vorbi cu Marius Sirimia și doamna Ramona Tofan. Marius Sirimia este candidatul pentru funcția de primar la municipiul Piatra Neamț, doamna Tofan candidat pentru
funcția de consilier local, să vedem unde va duce discuția. Despre învățământ, astăzi am vorbit cu doamna Elena Laiu. Cele bune, sănătate, la revedere!